România trece printr-o gravă criză a locurilor de muncă. Din cauza pandemiei, firmele din diferite domenii au fost nevoite să-și trimită angajații în șomaj sau să îi concedieze. Nici județul Constanța nu face excepție. La acest moment, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanța, sunt puțin peste 50 de oferte de locuri de muncă. Comparativ cu anul trecut, oferta este mult mai slabă, este înjumătățită, dar cred că cauza o cunoașteți și dumneavoastră, e vorba de situația epidemiologică la nivel național. Foarte multe societăți, având în momentul de față oamenii fie în șomaș, fie în șomaș tehnic. Cele mai numeroase oferte sunt pe partea de protecție și pază, construcții civile, construcții navale. Dacă în anii trecuți existau sute de cereri din partea operatorilor din turism, acum cu greu se poate găsi un loc. Aproape inexistente, avem o ofertă sau două pentru acest domeniu, asta pentru că de foarte puțin timp s-au deschis terasele și sunt terase unde se servește și mâncare și aici vorbim de oferte pentru bucătar. Și ofertele de muncă din străinătate sunt puține, 300 din cele 370 înregistrate la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă sunt pentru culegători de mazăre, în Portugalia. Cu toate acestea, rata șomajului la nivelul județului se menține scăzută la 3%.